Partidul Poporului Dan Diaconescu și-a depus astăzi listele cu candidații la parlamentare. La Senat, candidații sunt Alin Demle pe colegiul Șimleu Cehu și Gheorghe Stanciu pe colegiul Jibou Zalău. La Camera Deputaților candidează Dumitru Rus pe colegiul Jibou, Onorica Brudanu pe colegiul Zalău, Marius Șandru pe colegiul Cehu Silvaniei și Ioan Mocan pe colegiul Șimleu Silvaniei. Cei 6 PPD-diști au venit la biroul electoral județean încrezător că după 9 decembrie vor ajunge în Parlament. Eu cred că principiul acum se va dovedi. Eu cred că noi vom câștiga pentru că v-am spus și la conferința de presă, suntem echipa cea mai faină, cea mai bună. Această echipă este o echipă a faptelor și nu a vorbelor. Așa că și sloganul meu o să fie fapte, nu vorbe. Că toți au aceeași șansă, nu există între cei doi un principal contracandidat. Valoarea lor este aceeași. Am cunoștință de o simulare care s-a făcut în zilele trecute și avem sigur, datorită redistribuirii, avem sigur un senator, atât vă pot spune, indiferent de voturile obținute de către partid. Aceasta este echipa câștigătorilor în alegerile din parlamentare din 9 decembrie. Mulțumim, Victoria!